La Deva a avut loc o întâlnire între conducerea Agenției de Dezvoltare Regională Vest și primarii din județul Hunedoara. În cadrul acestei întâlniri, reprezentanților autorităților publice din județul Hunedoara le-au fost prezentate principalele obiective și priorități ale programului operațional regional Vest pentru perioada 2021-2027. Astfel, pentru regiunea Vest este pusă la dispoziție o sumă de peste 1 miliard de euro, iar printre principalele domenii în care se pot depune proiecte este cel al energiei verzi. Vor veni foarte multe proiecte pe mai multe axe, pe 5 axe, proiecte care vor fi analizate de către primarii din unitățile administrative teritoriale. Ce vreau să vă spun că suma este dublă față de exercițiul financiar trecut și noutatea este că toți banii se vor derula prin Agenția de Dezvoltare Regională 5 Vest, care și va implementa proiectele în ceea ce privește banii. Sunt peste 1 miliard de euro pentru regiunea 5 Vest și, în general, multe proiecte sunt pe partea de energie verde. Pe lângă Hunedoara, din regiunea de dezvoltare Vest, mai fac parte județele Arad, Caraș-Severin și Timiș.